doctor medicinale și aromatice, abordări, rezultate și perspective, masă rotundă organizată de stațiunea Secuieni, în cadrul programului de diseminare a rezultatelor cercetării pe anul 2022, program întocmit de secția de cultura plantelor de câmp a Academiei de Științe Agricole și Silvice. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și ați făcut posibilă întâlnirea noastră de astăzi. Distinsă asistență, vă rog să-mi îngăduiți să salut astăzi prezența în mijlocul nostru la stațiunea Secuieni a reprezentanților Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu și Șești București, a domnului președinte, profesor universitar emerit, dr. Valeriu Tapără, și a domnului vicepreședinte al Academiei, dr. inginer Aurel Florentin Padiu. Bine ați venit, bine ați revenit la stațiunea Secuieni și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Salut de asemenea prezența domnului profesor universitar Teodor Popu, care împreună cu un colectiv de tine, doctoranți, cercetători și cadre didactice, este alături de noi astăzi. Salut prezența domnului director al Direcției pentru Agricultură Neamț. Am înțeles că în ultima vreme și-a schimbat denumirea. Nu mai este Direcția Agricolă și Dezvoltare Rurală, ci Direcția pentru Agricultură, domnul inginer Tărmăcel. Și nu în ultimul rând, salut prezența doamnei director, doctor inginer, cercetător științific cu 1, doamna Elena Ionescu, director cu Centrului de Cercetare și Prelucrare a Plantelor Medicinale, Planta Vorel, Piatra Neamț. Vă rog să-mi îngăduiți de asemenea să salut prezența la masa rotundă de astăzi a doamnelor și domnilor directori, împreună cu colectivul de cercetători, împreună cu colegii noștri cercetători de la institutele și stațiunile de cercetări din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, de la Banca de Resurse Genetice vegetale de la Suceava, sunt prezenți alături de noi utilizatori ai plantelor medicinale, cultivatori ai plantelor medicinale, reprezentanți ai presei locale, regionale și zonale și nu în ultimul rând salut prezența colegilor mei din cadrul stațiunii Secuieni. Tuturor vă adresez încă o dată salutul de bun venit și mulțumirile pentru că ați făcut posibilă întâlnirea de astăzi. Onorați invitați, stimate și stimați colegi, programul mesei rotunde de astăzi este structurat în trei părți. Prima parte, care se va desfășura aici la sală, cuprinde prezentarea unui număr de comunicări și lucrări științifice, iar partea de sală o vom încheia prin lansarea unei cărți. În partea a doua ne-am propus să vizităm câmpul experimental al laboratorului de plante medicinale și aromatice din cadrul stațiunii Secuieni. Iar partea a treia cuprinde discuții, concluzii generale și respectiv masa de prânz. Prin lucrările pe care le-am trecut în programul mesei rotunde de astăzi, ne propunem să prezentăm rezultatele obținute prin derularea tematicii de cercetare în domeniul plantelor medicinale și aromatice, dar ne propunem să promovăm și rezultatele obținute în actualul proiect ADER de cercetare, ADER 621, care, iată, este în etapă finală de rulare. Doresc mult succes referenților care astăzi ne vor prezenta comunicări și lucrări științifice și eu îmi exprim dorința că prin lucrările prezentate, prin discuțiile care se vor purta la sală și în urmă,
prin concluziile desprinse, manifestarea noastră de astăzi își va atinge scopul. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați răspuns invitației noastre și doresc mult succes colegilor care vor fi astăzi referenți. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă întreb, domnule președinte, dacă în deschiderea lucrărilor vreți să adresați un cuvânt de salut participanților la masa rotundă de astăzi, în direct sau online, sau ne rezervăm pentru o discuție. Deci, cu permisiunea... Sigur. Dacă dintre invitații noștri dorește altcineva să ia cuvântul în deschidere. Dacă nu, atunci vă propun să intrăm în programul mesei rotunde de astăzi. Și pentru că o să fie prezentări pe ecran, rog membrii prezidiului să ne ocupăm locuri în sală. Și înainte de a intra în prezentarea comunicărilor și a lucrărilor științifice, eu aș dori să-mi îngăduiți ca foarte pe scurt să prezint câteva aspecte referitoare la preocupările SCDA Secuieni în domeniul culturii plantelor medicinale și aromatice. Noi ne-am format, să spunem așa, o nouă echipă, o relație cu beneficiarii care an de an apelează la noi pentru sămânță, material semincer și materii prime vegetale. Și comenzile vin din toată țara. Uneori se deplasează ei pentru a ridica sămânța de la Secuieni, dar de foarte multe ori o trimitem prin coledăria rapidă, pentru că cei mai mulți sunt mici cultivatori și au nevoie de cantități mici de sămânță. Oricum, numărul lor este destul de mare și fără să mă considerați lipsită de modestie, stațiunea Secuieni este recunoscută ca fiind implicată în cultivarea plantelor medicinale și aromatice, în producerea de sămânță și material semincer. Întrebarea continuă cu o întrebare retorică. Ați putea agrega un grup de producători de plante medicinale în jurul dumneavoastră? Sigur. Cu care se intrați într-o relație de parteneriat? Sigur. Atât. Era retorică. Sigur. Mulțumesc. Sigur. Dacă mai sunt alte întrebări, pentru perioada 2017-2022, asupra creșterii și dezvoltării plantelor medicinale și aromatice. Sabina, poftim! Bună ziua! După cum a spus și doamna director, vă voi prezenta evoluția schimbărilor climatice în ultimii 5 ani agricoli și influența acestora asupra creșterii și dezvoltării plantelor medicinale și aromatice la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Secuieni. Stațiunea de cercetare de dezvoltare agricolă Secuieni este localizată în județul Neamț, între coordonatele 26 de grade și 5 minute în latitudine estică, 46 de grade și 5 minute în latitudine nordică și la o altitudine față de nivelul mării de 205,7 metri. Climatul este de tip temperat continental, cu primăveri scurte, veri călduroase și ieri aspre. Temperatura medie anuală la noi în zonă este de 8,9 grade Celsius. Luna cea mai rece, cu o temperatură medie de minus 3,8 grade Celsius, este luna ianuarie, iar cea mai călduroasă lună, cu o temperatură medie a gradelor de 20,4 grade Celsius, este luna iulie. Precipitațiile medie anuale sunt de 537 de mm, cea mai ploioasă lună fiind luna iunie, iar cea mai secetoasă fiind luna februarie. Analizând temperaturile lunare și anuale înregistrate la stațiunea Secuieni în ultimii 5 ani agricoli și comparând media lor media anilor cu media multianuală, se observă o creștere a temperaturilor cu 1,2 grade Celsius,
mai mult decât media multianuală, care, repet, la noi în zonă este de 8,9 grade Celsius. De asemenea, se observă că toți cei 5 ani agricoli au o temperatură anuală a mediei mai mare decât media multianuală, de la 0,5 grade Celsius, cât s-a înregistrat în anul agricol 2016-2017, până la o creștere cu 2,3 grade, cât s-a înregistrat în anul agricol 2019-2020. Dacă analizăm lunile agricole, observăm că luna decembrie și luna februarie au o abatere față de media multianuală de 2,3, respectiv 2 grade Celsius. Și se observă de asemenea că în ultimii 5 ani agricoli are loc o rocadă, luna august fiind de această dată cea mai călduroasă și nu, luna iunie. Precipitațiile lunare și anuale înregistrate la stațiunea Secuieni în ultimii 5 ani agricoli au un deficit de minus 50,4 mm comparativ cu media multianuală. Excepție, în cei 5 ani agricoli este anul 2016-2017, care are un excedent în precipitații de 144,1 mm. În schimb, ceilalți 4 ani agricoli au o scădere cu un deficit în precipitații. Lunile cu excedent în precipitații, luna octombrie, noiembrie și luna martie, se datorează anului agricol 2016-2017. Și după cum se poate observa, în luna aprilie și august avem un deficit foarte mare în precipitații, de minus 18,9 mm, respectiv minus 23,3 mm în luna august. Iar dacă analizăm anul agricol în curs, de la data de 1 octombrie 2021 până la data de 30 iunie 2022, se observă faptul că media lunară a temperaturilor pe cele 9 luni calendaristice este de 7,2 grade Celsius. Iar dacă comparăm această temperatură medie cu media multianuală de 5,7 grade Celsius, avem o abatere doar pe 9 luni calendaristice de 1,5 grade Celsius. Aici ne fiind lunile iulie și august, care la noi în zonă sunt foarte călduroase. În ceea ce privește regimul de precipitații, pentru același interval calendaristic de 9 luni, suma lunară a precipitațiilor este de 179,4 mm, iar suma multianuală este de 356,1 mm. Avem o abatere de 176,7 mm. Din datele climatice prezentate, sunt de părere că se observă clar tendința de încălzire globală pe fondul creșterii temperaturilor și lipsei precipitațiilor, iar la stațiunea Secuieni, din aceste considerente, o producție de hierba și de semințe la cultura plantelor medicinale și aromatice sunt numai scăzute în ultimii ani agricoli. Vă mulțumesc pentru atenție. Noi mulțumim Sabina. Dacă sunt întrebări, discuții, deci din datele prezentate de Sabina rezultă foarte clar că suntem martorii schimbărilor climatice, schimbări climatice caracterizate prin creșterea temperaturilor pe fondul precipitațiilor. Iar anul agricol pe care tocmai îl traversăm este un an agricol foarte, foarte greu. Discutam înainte de început, de începerea manifestării, sigur și pentru plantele medicinale, dar pentru restul plantelor de cultură, dacă nu vom avea ceva precipitații în această săptămână, sunt compromise culturile de porumb, floarea soarelui și soia. Deci anul este foarte, foarte greu. Dacă nu sunt întrebări, nu sunt discuții, propun să trecem la următoarea lucrare. Intitulată Rezultate obținute în domeniul plantelor medicinale și aromatice prin derularea proiectului ADER621 în perioada 2019-2021. Așa cum spuneam, prin manifestarea de astăzi ne-am propus să popularizăm și rezultatele obținute în actualul proiect ADER. Lucrarea va fi prezentată de colega noastră, doctor inginer Margareta Naie. Doamna Margareta, aveți cuvântul. Mulțumesc.
Mulțumesc frumos! Doresc să salut și eu toți participanții la această masă rotundă. În continuare, am să vă prezint câteva rezultate obținute în domeniul plantelor medicinale și aromatice prin derularea proiectului AVR621 în perioada 2019-2021. Consorțiul acestui proiect este format din coordonator proiect, stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă Secuieni, partenerul numărul 1, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Fundunea, partenerul numărul 2, Banca de Resurse Genetice Vegetale din Mai Cristea Suceava și partenerul numărul 3, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru mașini și instalații destinate agriculturii și industrie alimentare București. Denumirea acestui proiect este înființarea și diversificarea continuă a colecției naționale de plante medicinale și aromatice, aclimatizarea și introducerea în cultură de noi specii și perfecționarea tehnologiilor de cultivare. Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei colecții cu minim 200 de specii și subspecii, care va sta la baza viitoarelor cercetări în domeniul plantelor medicinale și aromatice, având ca scop menținerea biodiversității, îmbogățirea colecției de resurse genetice, salvarea speciilor aflate pe cale de dispariție, precum și stabilirea unor tehnologii de cultură la speciile Lophanus anisatus și Carthamus tinctorius și extinderea culturilor cu alte specii valoroase de plante medicinale și aromatice. În vederea realizării obiectivului preconizat, în anii 2020 și 2021 au fost amplasate experiențe pentru stabilirea vericilor tehnologice prin stabilirea epocii optime de semănat la speciile Lophanus anisatus, Lophanus și Carthamus tinctorius Schopfrenel, stabilirea spațiului optim de nutriție la speciile Lophanus anisatus, Lophanus și Carthamus tinctorius Schopfrenel, îmbogățirea colecției de plante medicinale și aromatice, salvarea speciilor aflate pe cale de dispariție, precum și studiul de documentare privind recoltarea plantelor medicinale. Importanța acestor plante studiate în cadrul acestui proiect, și anume, șofrănelul, era cultivat în trecut pentru semințele și florile sale, care erau folosite pentru a da culoare și gust mâncării, în vopsele și în medicină. Florile de șofrănel sunt uneori folosite ca un înlocuitor al șofranului. Uleiul de șofrănel conține cantități mari de acizi grași omega-3 și omega-6, care contribuie la reducerea colesterolului și a zahărului de sânge. Importanța speciei Lophanus anisatus, această specie este originară din zona Asiei, este o plantă deosebită, în special pentru apicultură. Planta este, aceasta este și o plantă condimentar aromatică, dar foarte valoroasă și din punct de vedere medicinal. Este cunoscută ca o plantă antistres, antidepresivă, deci aduce multe beneficii pentru sănătatea omului. În vederea elaborării unor verici tehnologice, la specia Carthamus tinctorius s-a urmărit stabilirea unei tehnologii în sistem de agricultură ecologică. Astfel au fost înființate două experiențe. În prima experiență s-a urmărit epoca de semănat. A fost înființată o experiență monofactorială, unde s-au experimentat trei variante. Varianta întâi, epoca întâi, semănată prima urgență, și anume decada a treia a lunii martie, începutul lunii aprilie. Varianta a doua, epoca a doua, semănată în urgență a doua, decada a doua a lunii aprilie, decada a treia a lunii aprilie. Și varianta a trei, respectiv epoca a treia, semănat tardiv, în ultima decadă a lunii aprilie, începutul lunii martie. În cea de-a doua experiență, în care s-a urmărit stabilirea spațiului optim de nutriție, a fost înființată o experiență bifactorială, care a fost așezată după metoda parcelor subdivizate în trei repetiții. Cei doi factori experimentali au fost distanța între rânduri cu trei graburi, 25-50-70 de centimetri, și distanța între plante pe rând cu 3 graduri la 15, 25 și 35 cm.
La Specialofantus Anisatus s-a urmărit stabilirea unei veniști tehnologice în sistem de agricultură ecologică, reprezentat de asemenea prin epocă de semănat și s-a înființat o experiență monofactorială cu patru variante. Varianta 1, epoca 1, semănată în prima decadă a lunii aprilie. Varianta 2, epoca 2, semănată în a doua decadă a lunii aprilie. Varianta 3, epoca 3, semănată în a treia decadă a lunii aprilie. Și epoca, varianta 4, respectiv epoca 4, semănată în prima decadă a lunii mai. În cea de-a doua experiență s-a urmărit stabilirea spațiului optim de nutriție și s-a înființat de asemenea o experiență bifactorială așezată după metoda parcelor subdivizate în trei repetiții cu factorii experimentali, distanța între rândul cu 3 graduri, semănat la 25, 50 și 70 de centimetri și distanța între plante pe rând cu 3 graduri, semănat la 15, 25 și 35 centimetri. Experiențele la stațiunea Secuieni s-au amplasat pe un sol de tip cernozium, normal aprovizionat cu fosfor și potasiu mobil, moderat aprovizionat cu, în azot, slab acid, cu valorile pH-ului de 6,29, având conținutul în humus de 2,3%. Deoarece colega mea a prezentat anterior datele climatice, doresc doar să menționez că cei 2 ani experimentali au fost ani călduroși și foarte secetoși. În urma determinărilor efectuate, privind influența epocii de semănat asupra producției medii de sămânță la specia Cartamus tinctorius, s-a putut observa că producțiile obținute au avut valori cuprinse între 1168 kg pe hectar, cât a fost obținut la epoca a treia și până la 1493 kg pe hectar, cât s-a obținut la epoca a întâi. Diferențele înregistrate față de varianta matur au fost negative, distinct semnificative și foarte semnificative. Analizând influența interacțiunii dintre cei doi factori, distanța între rând și distanța între plante pe rând, asupra producției medii de sămânță la șofrăniță, în perioada analizată, se poate constata că sporurile de producție înregistrate au fost cuprinse între 119 kg pe hectar până la 267 kg pe hectar, cât s-a obținut la interacțiunea dintre semănat la 70 cm între rânduri și 35 cm între plante pe rând. Sporul de producție a fost asigurat statistic comparativ cu varianta martor și interpretat ca fiind foarte semnificativ. La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara au fost efectuate analize privind compoziția în acis graș la specia șofrănet. Astfel, în experiența în care s-a urmărit epoca de semănat, acidul oleic a avut un procent cuprins între 14,22% la epoca 3 și până la 16% la epoca 1. Acidul linoleic, palmitic, linoleic și acidul stearic a înregistrat procentul cel mai ridicat în varianta asemănată în epoca 1. În urma interacțiunii dintre cei doi factori, conținutul în acis graș cel mai ridicat s-a obținut la interacțiunea asemănată la 70 de cm între rânduri și 35 cm între plante pe rând. Analizând influența epocii de semănat asupra producției medii de sămânță la specia Lofantus, s-a putut observa că producțiile obținute au fost cuprinse între 166 kg la epoca a patra și 228 kg la epoca a doua. Analizând influența epocii de semănat asupra producției medii de hierba la Lofantus, în perioada analizată, producțiile obținute au avut valori cuprinse între 7111 kg pe hectar, cât s-a obținut la epoca a patra și până la 8147 kg pe hectar, cât s-a obținut la epoca a doua, sporul de producție a fost asigurat statistic și interpretat ca fiind foarte semnificativ. În urma interacțiunii dintre cei doi factori, distanța între rânduri și distanța între plante pe rând,
asupra producției medii de sămânță, la specia Lofartus, s-a putut constata că sporurile de producție înregistrate au fost cuprinse între 37 kg pe hectar la interacțiunea semănată la 50 de cm între rânduri și 15 cm între plante pe rând și până la 79 kg pe hectar cât s-a înregistrat la interacțiunea semănată la 70 de cm între rânduri și 25 cm între plante pe rând. Toate sporurile de producție, la distanța de 50 și 70 de centimetri, au fost asigurate statistic și interpretate ca fiind distinct semnificative și distinct semnificative. Analizând influența interacțiunii dintre cei doi factori asupra producției medii de herba, la specia Lofantus, s-a putut observa că producțiile au oscilat între 7131 kg pe hectar până la 7761 kg pe hectar, cât s-a obținut la interacțiunea semănată la 70 de cm între rânduri și 25 cm între plante pe rând. Una dintre activitățile proiectului ADN a fost îmbunătățirea colecției deja existente cu plante medicinale și aromatice de până la 200 de specii de plante anuale, perene, semi-arbuști și arbuști. Aceste specii au fost aduse de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, de la Institutul de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea, din Florea Spontană, dar și din cadrul unității noastre. În timpul perioadei de vegetație s-au notat date fenologice ale fiecărei specii, și anume, pornind în vegetație, răsărit, format tija floriferă, recoltat pentru hierba, fructificat semințe fructe și recoltat semințe fructe. În concluzie, influența epocii de semănat asupra producției de sămânță la specia Cartamus tinctorius, în perioada experimentată, s-a materializat prin obținerea unor producții cuprinse între 1168 kg pe hectar la epoca aceea și 1493 kg pe hectar la epoca întâi. La șofrănel, producția cea mai mare s-a obținut la interacțiunea dintre distanța de 70 cm între rânduri și 35 cm între plante pe rând. Producția medie de herba uscată la Lofantus anisatus, la epoca a doua, a fost de 8147 kg pe hectar, diferența fiind pozitivă, foarte semnificativă, comparativ cu varianta mare. La specia Lofantus, producția cea mai mare s-a realizat la interacțiunea dintre 70 cm între rânduri și 25 cm între plante pe rând. Scopul acestui studiu este de a introduce în cultură cele două specii de plante medicinale, elaborarea tehnologiilor ecologice de cultivare pentru condițiile meteoclimatice din centrul Moldovei. Câteva specii din sortimentul de plante medicinale din cadrul laboratorului de plante medicinale și aromatice. Astfel vă mulțumesc pentru atenție. Și noi mulțumim. De fapt, rezultatele prezentate în lucrare vor fi vizionate, să spunem așa, în partea a doua, în experiențele care sunt amplasate în câmpul experimental al laboratorului de plante medicinale și aromatice, experiențe care sunt în etapa finală de derulare a proiectului ADER 621. Dacă la lucrarea prezentată de doamna inginer Margareta Naie, sunt întrebări. Domnul profesor, poftiți. În primul rând, aș vrea să felicit pe autorii acestei acțiuni legate de cele două proiecte și pentru prezentare, pentru rezultatele obținute. Două specii interesante, două specii studiate într-o oarecare măsură. Sigur, Cartamus tinctorius e studiată și la fitotehnie, este și o plantă de la care se extrage uleiuri, oarecum și medicinală, dar mai ales o plantă tinctorială. De anumite sunt multe specii tinctoriale pe care nu știu dacă le aveți aici
și care n-ar fi reușit să le abordați. Mă refer la Rubia, mă refer la Crocus Stativus, care s-ar părea că în județul Bacău se cultivă în momentul de față de către un fermier, având în vedere că kilogramul de plantelor de scuncaur, sau mă rog, în jurul de scuncaur. De asta, sigur, trebuie forță de muncă foarte mult la rezultat. Mai sunt și altele care cred eu că la stațiune ar fi un fidel sau un loc prietenic de a le cultiva. Referitor la întrebarea pe care aș avea-o eu, dacă controlul burienilor l-ați făcut chimizat sau manual, știindu-se că atunci când trebuie să pășește această manual, această specie, doar dacă ești pedepsit, poți să faci, mai ales în stadiile mai avansate ale ei. Întreținerea acestei culturi se face manual, până în fenofaza în care deja ea nu mai poți intra în cultură. Deja ea, în momentul în care crește, acoperă spațiul de nutriție și burienile nu mai fac apariția în cultură. Și ați constatat boli sau dormitori? Nu. Aceste, de fapt, cele două specii sunt cultivate pe teren în sistem ecologic, deci nu putem interveni cu niciun fel de pesticide. Dăunătorii nu au fost prezenți în anii de studiu până în prezent. Deocamdată nu ne-au făcut probleme. Felicitări! Mulțumim! Domnul profesor, pe cei pe care vrem să-i pedepsim în cadrul stațiunii, așa ceva lucrările de întreținere la cartamul stinctor. Și eventual la arborariu. Deci asta în cultură ecologică. Da, cu Maria. Sigur. În cultură convențională, controlul burienilor se poate realiza prin erbicidări pre-emergente, prin erbicidări post-emergente, în special conferirea burienilor monocotiledonate. Aici avem posibilități mai largi de a le controla prin combatere chimică și, însă, în ultimii ani, este omologat un erbicid al companiei Bayer, care poate fi aplicat în post-emergență dicotomie și pentru controlul burienilor dicotomie. Dar noi l-am avut în condiții de agricultură ecologică. Îmi permiteți să pun și eu întrebare? Poftiți, doamna doctor Pile. Am ascultat, știu ce se întâmplă cu cartamus, dar am vrut să vă întreb, când ați luat în cultură, v-ați gândit ce parte doriți să vă verificați? Că sunt două aspecte, da? La noi, de vreo câțiva ani de zile, semințele se folosesc în hrana păsărilor și în magazine găsim acele ouă cu gălbenuși, galben intens conturat și după zicerea producătorilor, au și calitatea de a scade colesterolul celui care mănâncă acelui, da? Dar la cartamus, în țara noastră și în altă parte, este o mare problemă cu substituirea a ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme cu crocus, că șofrănelul are culoare, are aspect, dar este o mare diferență și pentru cei care doresc să utilizeze atât cartamusul cât și celălalt, este foarte important să ia câteva firicele, să le pună în apă caldă. Cele două vor avea o culoare galben-portocaliu, iar ce se vinde acum pe piața românească cu import din Egipt, dacă îl puneți în apă caldă, veți avea un cozonac mov și nici de cum galben. Problema, eu zic că dumneavoastră ar trebui să vă axați pe aceste semințe care sunt deosebit de importante și pentru hrană, că a valorifica partea de floare, de inflorescență, deși nu este atât de scumpă, dar întrebarea domnului profesor era firească, cu
cum îl recoltăm? Că acolo, la celălalt la sat, e bustaia plecat și munca aceasta, văd că în alte țări, unde cu basmaua în cap, o culeg femeile, da? Numai ele sunt bune pentru așa o muncă delicată, ca de obicei, iar aici, în România, să stai să culegi atât de la șofranul din cultură, cât și la cel din flora spontană, că face o mare concurență și cel din flora spontană, mai ales în sudul țării, este o întreagă artă a îndemânării și a răbdării. Vă felicit, doamna doctor, succes în a valorifica produsele de la Cartanus. Mulțumesc. Dumneavoastră, știți, doamna doctor Elvira Ghile, că noi împreună, într-un an, am încercat să recoltăm petalele. Da. Și este foarte, foarte greu la Cartamus tentorium, pentru că dacă de pe marginea solei pot să le recoltez, în interior, efectiv, nu pot să pătrunz. Este o mare problemă. Sigur. Și, deci, consider că dacă ați pornit pe drumul acesta la valorificarea semințelor, acolo este un pic ca și la armurariu. Nu sigur, este sigur. Foarte ușor, dumneavoastră știți mai bine decât mine. Dar este o nișă și o pistă foarte bună pentru valorificare. Asta la altă, colegii de la stațiunea Secuieni pot să ne invite la un cozonac cu cartapus. Valorificare bună. Mulțumesc frumos! Domnul președinte! Ziceam că nu iau cuvântul până la sfârșit, dar nu mă pot abține pentru că planta este de importanță majoră și am avut onoarea să mă duc o teză de doctorat la Timișoara, la lui Ioana Mateiaș, nu știu dacă l-a ajuns în lumea. Planta este una complexă. Și dacă vreți, există și forme fără spini. Din păcate, ne-am întrerupt la nobil ameliorare, în sensul respectiv, chiar pe printr-o selecție individuală dintr-o populație pe care o aveam la disciplina de fitotermie de foarte mulți ani. Dar planta este deosebit de importantă din mai multe puncte de vedere. Primul, culoarea florilor este dată de momentul când recoltăm de la galben până la portocaliu. Când se deschide are culoare galben, chiar un galben deschis, iar în momentul în care s-a închis și are această însușire de a-și închide ca la tupidă, după ce s-a polinizat, florile care se smulg foarte ușor din vârful, atât că le păstrează în interior, sunt de culoare roșie închisă. E o culoare extraordinară de părfurte. Dar nu are ceva. Apropo de epocile de semănat. Din cartamul se poate obține pigmentul până să fie înflorit. Deci dacă luați planta și o rupeți, o să vedeți că sub acțiunea oxigenului, imediat se va se oxigenează și culoarea este de culoare portocalie. Nu este exclus de să o poți folosi la un moment dat pentru obținerea de pigmenți din masa vegetală. Se extrage din masa vegetală seva, oxidată și se devine un pigment deosebit de important și cantitativ pentru ceea ce înseamnă utilizările multiple. O altă chestiune, sigur, este vorba de ulei. Dar eu ce-aș vrea să vă spun, că ar trebui să mergem mai departe cu aceste plante ca un remediu pentru ceea ce se recomandă la această dată, culturile succesive sau culturile acoperitoare, mai ales că este și o plantă cu o rezistență deosebită la secetă. Dacă vă uitați, frunza este aproape pergamentoasă. Este ca și un pergament. Nu este o stradeceară deasupra, ci este tipul ei, cu totul și cu totul aparte. Poate că este și o bază genetică pe care la un moment dat am putea o utiliza. Dar ea o pot semăna până în septembrie. Ca și cultură succesivă să o folosesc nu pentru semințe, ci să o folosesc efectiv pentru obținerea acestui pigment. A doua problemă, cred că e bine de văzut, sigur că este relația aceasta omega-3, omega-6, dar să nu uităm că uleiul de cartamus este foarte bogat în acid linoleic, nu linoleic. Omega-3 face parte dintr-o secvență a acidului linoleic, nu a celui linoleic. Ca să vină mai departe. Iar acidul linoleic este cel care dă stabilitate uleiului. Uleiul de cartamus se folosește în amestec cu uleiul de bumbac. Și
și cu uleiul de soia, pentru a-i mări stabilitatea. Iar cele două uleiuri sunt uleiuri valoroase, dar își pierd foarte ușor stabilitatea în timp. Din acest punct de vedere, cred că trebuie un și încă o problemă care dumneavoastră ați abordat aici și eu cred că greșim peste tot, inclusiv la pomul. Deci nu am avea efectele acestea ale secetei dacă am respecta o verigă importantă de tehnologie, densitate. Noi mergem pe densități care îmi cer scuze colegilor care lucrează în companie. Dar atâta timp cât eu import material biologic care se obține în alte condiții, cu medii de precipitație care depășesc 500-600 până la 1000 de milimetri, cum este în Iowa, sau chiar în unele zone ale Europei, și aduce inibizii de porumb, aici să nu ne așteptăm că vom avea rezultate când avem de la 80.000 de plante în sus. De ani de zile discutăm despre această problemă, pentru că foarte puțini sunt cei care mai testează chestiunile legate de tehnologii în condițiile țării noastre. Și încă o recomandare, pentru că noi avem de rezolvat o problemă mare de tot, indiferent că e vorba de plante medicinale sau la prima vedere spun mai secundare, sau acele culturi mici, pentru care am obligat marile companii să certifice erbicide și produse. Este o problemă și nu s-a făcut foarte ușor în relația Academie-Minister. Pentru că de multe ori se cade de către decidenți în partea cealaltă în care lasă, care sunt mici. Nu. Sunt atât de important. Dar problema aceasta a momentului semănatului este fundamental de revăzut. S-ar putea să vinem să nu mai fie prima urgență în a doua jumătate a lunii mai. S-ar putea să ne ducem, cum a încercat Manole, Dumitru la Constanța, chiar în luna februarie. Și în este exclusiv. Eu salut inițiativa Ministerului Agriculturii, inclusiv în problema grâului de primăvară sau soiul umblătoare. Ne este spus ca toamnele și ce ați prezentat aici, din condițiile climatice, vedem niște luni care sunt determinante în ce înseamnă formarea rezervei de apă. Și oriunde ne-am duce în țară acum, vedem că acolo unde s-a intrat cu o rezervă de apă cât de cât, la un anumit nivel, altfel se prezintă culturile. Cu toată arșița atmosferică, o altă problemă. Dar în momentul semănatului, noi va trebui să mai mutăm puțin mai în față. Și, sigur, la șofrăniel, vă spun, este o variantă de plantă fără țin. Ne ajunsesem la loc din colaboratorii mei, din păcate, plecați și unii și alții, încât putem delimita de la două linii de acest tip, care le puteam duce și în care se lucra fără probleme, așa cum este cazul aluraniu sau în cazul șofrăneu și unele varietăți sunt chiar aproape de fost folosit ca niște gabe de schimb. Dar, felicitări, planta este de o importanță colosală în viitor și ceea ce spunea domnul profesor, sistemul pictorial care pe noi, noi l-am lăsat undeva în umbră, este de importanță majoră, pentru că renunțăm la pigmente sintetice. Și eu mai am o chestiune de spus. Schimbați tehnologia în ce înseamnă tehnologia verde. Pentru că ecologic, ecologie, ecologist și cu ecologism nu sunt aționari. Știm bine. Ecologismul s-a transformat în politică și nu are cont, ci spectaculosul și speculația, care dacă merge pe aia, nu ajungem nicăieri. Sistemul verde și din punctul ăsta de vedere, pactul verde european, în opinia mea, a fost bine conceput, nu are suport de a fi realizat. Dar sistemul echilibrelor și faptul constatăm acum că în solurile noastre avem mari dezechilibre, s-ar putea la un moment dat să nu mai avem de a obține sau puterea de a obține acest echilibru de la nivelul solului, de la suport. Asta este o altă mare problemă. Și din păcate continuăm să intrăm în zona speculațiilor și a faptului că dacă ai făcut nu știu mai cum, e altceva. Și am întrebat domnul profesor o problemă care nu este lipsită de sens. Plantele medicinale au nevoie, au și ele probleme de sănătate, în mod sigur, da. Și atunci aici va trebui să lucrăm foarte mult pe ceea ce înseamnă protecția plantelor medicinale, aromatice, alimentare sau cele continentale, pentru a nu veni cu rezidii de anumit tip, dar în același timp nici cu reziduile provocate de acești patogeni din exterior natural.
Pentru că unii ori sunt mai periculoase decât cele care vin din reziliile chimice. Mulțumesc foarte mult pe conținutul cu colegul Badiu. N-am găsit chiar foarte multe lucrări pe domeniul respectiv. Este o reține. Sigur că e ușor, e greu. Dar noi v-am găsit tot loc și sunt de mare actualitate. Dar mai este timp. După aceea s-a plimbat cu țințeal pe la Institutul IBNA Balotești, că dacă vă uitați în piață, sunt rouă la care se face reclamă ca o gălbenuși de altăși. E pe bază de șofrănesc. A doua problemă foarte importantă pe care a atins-o. Da, e clar, e ceva de neimaginat cum în dieta găinilor văzutoare, folosind 5% semințe de șofran amestecate, deci cu tot cu coajă. Probabil că în coajă este zona de pictorială și nu numai pictorială. Însă mai sunt două probleme atinse parțial de domnul profesor Pavel. În mod evident, conținutul de acid vinoleic face un stabilizator extraordinar pentru uleiurile care devin bioviză. Și atunci este un ameliorator, dacă vreți, pentru carburant, biocarburant. Întrebarea este, folosim uleiul de șofranel ca biocarburant, ca ameliorator de biocarburant, sau folosim uleiul de șofranel pentru domnii și doamnele cu deficiență de nutriție și colesterol genetic ridicat, pentru că s-a demonstrat că inclusiv la porci reduce colesterolul. Deci la animale, nu vă râdeți, că porcul se îngrașă de tine, de ce se însă colesterolul la porci este extrem de ridicat, motiv pentru care se trage suflet. După 100 de kilograme se arunca în puțin. Pentru că, din punctul ăsta de vedere, devine o plantă de cultură extrem de interesantă. Și dacă, într-adevăr, nu am niciun motiv să nu cred că nu există o variabilitate genetică destul de mare, l-am văzut în câmp și, într-adevăr, așa este, cred că ați putea să începeți o selecție pe șofrănel cu spini mai reduși. Când ați rezolvat problema, îmi dați și mie câteva semințe să ne locuiesc o dată în România, că numai pe mine mă pune nevastă mea să fie. Mulțumim, domnule vicepreședinte, și vă promitem că ne apucăm de treabă. Dacă mai sunt discuții vis-a-vis de lucrarea prezentată, atâta, doi, o să completez. Copii, domnule profesor. Și primați Rotundă, putem să exact. Apărat. Atâta trebuie luat în grijă, să spunem așa. Uleiul de șofrănel fiind un hipocolesterolemiant, foarte bun, am spus bine, așa, se recomandă a fi consumat în stare crudă și eventual presat la rece, pentru că odată ce l-ai ridicat, mai peste 220 de grade, e vorba de acidul linoleic care, fiind monosaturat, este degradabil imediat în acroleină și știm foarte bine că e foarte cancerogen și alte alt componenți periculoși pentru sănătatea. Așa că în salate sau neprocesat termic. Spre deosebire de cei saturați care pot procesa termic mai mult pentru că rezistă la degradare. E reversul medaliei, dar oricum e un acid gras foarte util pentru sănătate. Dar am adăugat ceva, pentru că ați făcut experiența cu densitatea plantelor pe rând. Vedeți că este și literatura de specialitate specifică
elementul care interesează foarte mult productivitatea de semințe este gratele ramificate. Există forțe de șofrăne care ramifică de la bază. Sunt însă care ramifică nu în firma superioară atât timp. Și cu ramificații secundare și un lucrat de ordin superior. Ei, dacă mergem pe linii care sunt cu grad de ramificare mai mic, densitatea de treabă, dacă reducem densitatea, nu avem compensația producției prin densitate. Dacă mergem și avem aceste forme și le dăm drumul la ele, putem face o economie importantă la semințe. Exact. În stabilirea spațiului. Da. Mai sunt alte discuții? Doamna doctor Daniela Murariu de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava. Cotizată, Daniela. Doamna director științific, ce vreau să spun că și noi la Banca avem o colecție foarte bogată de suceane. Am și transmitat și la dumneavoastră, dar colecția este mult mai mare decât am transferat. Și așteptăm și cu ceilalți fermieri, chiar care au mici afaceri, știu să le oferim sămânță de șofranel. Avem o variabilitate destul de mare, nu avem fără spin, dar cu spin mai mari și mai mici. Dar avem forme diferite în ceea ce privește ramificarea plantelor. Da. Deci vă așteptăm și pe alte unități doritoare de material simțe. Mulțumim frumos și cred că vom fi primii solicitanți la varietatea cu diferite forme de ramificare. Mulțumim. Mai sunt alte discuții? Dacă nu, propun să trecem la următoarea lucrare. Intitulată Influența condițiilor climatice asupra creșterii și dezvoltării speciei dracocefalul moldavica în zona centrală a Moldovei. Prezintă doctor inginer Iuliana Dor. Iuliana Popi. Bună ziua, mulțumesc. O să vă prezint lucrarea Influența condițiilor climatice asupra creșterii și dezvoltării speciei dracocefalul moldavica în zona centrală a Moldovei. Datorită compoziției chimice variate în ulei eteric, la pământii cu înălțarii și filamate, specii se conferă proprietăți antimicrobiene și bacteriene, fiind folosită pe scară largă în industria farmaceutică, cosmetică, alimentară, precum și în industria parfumeriei. Sub formă de ceai, este utilizată pentru a atenua dureri de cap, dureri abdominale, remediu în tratarea gripei, dureri de sistemul nervos, dureri renale, precum și doar boli intestinale. Obiectivele urmărite în cadrul acestei lucrări au fost introducerea în cultura speciei dracocefalul moldavica, în scop medicinal, stabilirea tehnologiei ecologice, de cultură la această specie, în vederea obținerii de produse naturale, menite să îmbunătățească calitatea vieții, dar și multiplicarea materialului semincer pentru extinderea speciei, atât în zona de nord-est, cât și în țară. Amplasarea experienței s-a realizat în cadrul laboratorului de plante medicinale și aromatice, în cadrul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă secunde. Experiența a fost amplasată pe un sol caracterizat ca fiind bine aprovizionat. Aprovizionat cu fosfor, moderat aprovizionat în azot, bine aprovizionat în potasiu, slab acid și cu un conținut de 1,2%. La specia dracocefalul moldavica s-au urmărit stabilirea unor verici tehnologice prin evocarea semănare, realizată într-o experiență multifactorială, unde s-au experimentat epoci, și anume, epoca întâi semănează în urgența 1, sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, epoca 2 semănează în urgența 2, decada a 2-a lunii aprilie, decada a 3-a lunii aprilie, și epoca a 3-a semănată tardiv, ultima decada a lunii aprilie, începutul lunii martie. Precum și stabilirea spațiului locului de nutriție,
realiza propria experiență bifactorială, unde s-au experimentat doi factori, și anume distanța între rândul cu 3 graduări, semănat la 20, respectiv 60 cm, și distanța între graduări de rând cu 3 graduări, semănat pe rând continuu la 15 și 25 cm. Toate stadiile de dezvoltare a plantelor au fost influențate în mod direct, atât de regimul termic, de regimul pluviometric înregistrat. Observațiile fenologice au constat în înregistrarea datei răsăritului în istrice florilele, începutul cu florilii, începutul cu fructificatului, precum și repătarea pentru semințe. Epoca întâi, pentru epoca întâi, plantele au răsărit după 19 zile de la semănat. De la răsărit și până la repătat ierba s-au totalizat 114 zile. Iar de la răsărit până la repătat semințe au trecut 148 de zile. Astfel, suma gradelor tehnice înregistrate au fost de 2727,1 grade Celsius, iar suma precipitațiilor de 339,8 mm. Datorită temperaturilor înregistrate, epoca a doua a înregistrat pentru recoltare de herba 95 de zile, iar pentru a recolta semințe 126 de zile. Astfel, suma gradelor tehnice a fost de 2433,4 grade Celsius, iar suma precipitațiilor de 345,2 mm. În epoca a treia, plantele au înregistrat 106 zile pentru a ajunge la recoltarea semințelor. Astfel, suma gradelor tehnice înregistrate a fost de 2351,6 grade Celsius, iar suma precipitațiilor de 317,2 mm. Rezultatele observațiilor biometrice la epoca optimă de semănat au arătat că înălțimea medie a plantei a oscilat între 68,8 cm la epoca a treia și de 85,12 cm pentru epoca antică. Numărul mediu de ramificații pe plantă a înregistrat valori între 8,88 la epoca a treia și de 14,07 pentru epoca a întâi. Iar greutatea medie a plantei a înregistrat valori cuprinse între 61 de grame la epoca a treia și de 77 de grame la epoca a întâi. Rezultatele observațiilor biometrice la spațiul optim de nutriție pentru toate interacțiunile studiate au arătat că valorile sunt aproximativ apropiate ca și valoarele între reprezentate în graficele din imagine. În urma determinărilor efectuate la specia dracocefalomoldavica s-a constatat că producția medie de herba proaspătă a fost cuprinsă între 21.220 înregistrată la epoca a treia și de 40.754 înregistrată la epoca întâi. Față de producția medie de herba uscată, cuprinsă între 6.077 kg la hectar pentru epoca a treia și de 8.707 kg la hectar pentru epoca întâi. Astfel, obținându-se o variație a raportului între herba proaspătă și uscată de la 3,49 până la 5,05. Producția medie de sămânță a fost cuprinsă între 1033 kg la hectar înregistrată la epoca a treia și de 1069 kg la hectar înregistrată la epoca întâi. Astfel, pentru determinarea 1000 de nove s-a observat că valoarea cea mai ridicată a fost la
vaccinația a variat de la 90 până la 97%. Interacțiunea factorilor studiați, distanța între rânduri și distanța între plante pe rând, a influențat și aici producția de sămânță. Comparativ cu varianta foarte care a fost A1 ori B1, unde s-au obținut cea mai mare cantitate de sămânță de 1069 kg de hectar, pentru toate celelalte interacțiuni s-au obținut valori mai mici, dar destul de semnificative. În urma acestor rezultate, s-a redactat tehnologia în sistem ecologic de cultivare a speciei dracocefalul mortalica. Această tehnologie a fost inclusă în volumul editat de către Stația de Cercetare de Dezvoltare Agricolă Secuieni în 2020, unde sunt trecute toate tehnologiile și obținute în cadrul unității și reactualizate. Rezultatele prezentate s-au obținut prin derularea proiectului ADR 4.1, menținerea biodiversității la plantele medicinale și aromatice, prin conservarea și îmbogățirea colecției de resurse genetice și producerea de sămânțe din categorii biologice superioare pentru speciile reprezentative zonei de deal și de munte. E epoca optimă de semănat la specia dracocefalul moldavica, în condițiile anilor studiați, a fost epoca întâi și fiind și cea mai productivă, iar spațiul optim de nutriție pentru specia dracocefalul moldavica a fost cel semănat la distanța de 70 de cm între rânduri și rând continuu. Pe baza rezultatelor s-a realizat tehnologia de cultivare în sistem ecologic la specia dracocefalul moldavica. Extinderea în cultura a speciei, atât în zona de nord-est cât și în țară, a fost realizată cu succes, atât prin intrarea de semințe, cât și cea de teva, folosită cu scop terapeutic. Se continuă cu multiplicarea ei în condițiile de agricultură ecologică, în cadrul stațiunii de cercetare de dezvoltare agricolă Secuieni. Eu vă mulțumesc. Acestea au fost o parte din rezultatele care noi le-am obținut în cadrul proiectului ADE. Celelalte au fost disseminate de către colega mea, doctor inginer Oana Mozan, care în momentan nu este prezent aici. Vă mulțumesc pentru noi. Vă rog, domnul președinte, făcut doamna director dă un interviu, preiau pentru o stată perioadă moderarea acestei sesiuni. Vreau să intervin pentru o chestiune care ne poate duce uneori într-o anumită eroare. Sigur că n-aveți aici calculate ecuațiile de regresie, de corelare și așa mai departe, dar în momentul în care eu am o dreaptă, care mi este descendentă de la momentul prim, la celălalt înseamnă că undeva nu am exact datele și momentul semănat. Și dumneavoastră porniți de la zisa epocă de urgența întâia, în decada a treia lunii martie, care nu mai este valabilă. Deci, mai ales în schimbările climatice, urgența întâia se ducea și așa, am făcut-o de ani de zile. Și o găsim și în cărțile de veterinotenie 1, 15 martie, 15, 20 sau 25 martie, 25 până 10, 15 aprilie. Ele nu sunt valabile. Și ca atare aceea aveți o observații, multe experiențe, dreapta care vă vine cu scăderea aceea în pantă mare, nu vă spune exact momentul semănatului. Înseamnă că înainte de semănatul 20 martie, înseamnă că mai este încă unul, care poate fi maxim sau poate să fie mai mic. Abia atunci puteți să trageți concluzia exactă a momentului semănatului. Dacă nu atunci, dumneavoastră aveți aceea o mică care cere să continui cercetare. Bine ce a spus. Și interpretarea este corectă. Dar dacă iau să fac recomandarea, eu nu am acel maxim. Care este momentul în care eu am maxim? Mi s-a cantizează acea curvă. Da? Poate să fie acum la sfârșitul unii februarie. Și am mai ales o problemă.
legată nu numai dumneavoastră, este constatarea unui excepțional practician, care este Dumitru Manon, care a semănat floarea soarelui acum 3 ani, la sfârșitul lunii februarie. Hai să ne scăpăm și are dreptate și am acesta și discutăm momentul acesta depășind unor faze critice. Și pentru apă, și pentru atacul unor dăunători. Cum este de pildă talimetrii la podrom sau la floarea soarelui. Atunci tendința este să mă duc mai repede, cum am făcut și cu FOMO, se sucă și acolo, s-a căutat foarte mult, se găsește epoca optimă, ca să nu ai coincidența sensibilității maxime a plantei cu virulența maximă a agentului patogen. Ei, apare un fenomen pe care noi nu l-am făcut niciodată. Și din păcate, noi nu mai facem lucrări de fiziologie. Lumină, intensitatea luminii. S-ar putea că intensitatea luminii este urmărată mai timpurii. Să fie de alt tip, ca și lungimea zilei. Creșterea lungimii zile cu lumina, ca lumină, reacția plante să fie amă. Și noi, din păcate, asta nu le-am mai făcut, inclusiv influența asupra gradului de ramificare. Să știe, o lumină intensă, corelată cu umiditate relativă mai redusă, favorizează ramificarea și nu creșterea lungimii. De așa aici, la momentul, la epoca întâi, avem o creștere mai mare datorită problemei luminii. Dar dacă vin mai repede, nu cumva e mai mare, nu cumva gradul de ramificare crește. Eu cu chestiune de cercetare extraordinară, pentru că dumneavoastră aveți aici pe dracu și Pavel Moldavia de mult timp nu a crescut, nu e chiar recent. Da? E de mult, ca și eu, cred că eram student, vorbeam despre această noutate venită aici la stațiunea Secuieni și au avut-o corect și de la Universitatea de la Iași, de la Facultatea de Agronomie. Dar este o cercetare extraordinar de importantă, pentru că ea, planta este importantă prin structura uleiului volatil și domeniile de utilizare. Îi rest felicitări, o lucrare excelentă. Bravo! Evident este și problema cu lumina, dar nu cred că lungimea zilei va influența teribil de mult termofazele, instalarea termofazelor, însă temperaturile în mod cer. De-a studiat, probabil că ar trebui să faceți și niște corelații simple, dacă nu corelații multiple, ca să vedeți în ce măsură factorii de mediu influențează. De asemenea, în mod evident, trebuie să vedeți în ce măsură factorii de mediu influențează conținutul de principii active. Pentru că poate fi interesant să semănăm într-o anumită perioadă sau în altă. Dacă principiile active însă variază, va trebui să optăm pentru perioada în care nu maximizează principiile active. Sigur că da, maximizează și producția, dar poate că reducția de masă verde, masă uscată, este mai puțin importantă în producție. Este dacă producția de principiile active este maximizată. Însă vreau să spun ce am vorbit cu domnul ministru Dumnezeu. Sunt 9 tone la hectar. Herba. Uscat. Uscat. Da, așa a fost. Adică e mai productivă decât grâu. Este extrem de interesant. Da, nu știu care preț. Da, da, nu știu cum se zice. Da, dar dacă am între 6 și 9 tone da, pe hectar, păi să mă bată Dumnezeu, fac un hectar pe dracu ce fac acum, da? În loc de 2 hectare de zeia mais care moare la jumătatea. Deci, într-adevăr, precipitația este pozitivă asta era curiozitatea mea, mă gândeam în picioare oricum să vă întreb dacă producțiile respective de herba uscată sunt. Pentru că vreau să vă spun ceva, un secret, de fapt, împărtășit cu doi colegi din secție, inclusiv cu domnul președinte, atunci când am propus această masă de pâine, care este continuarea unei mese rotunde de anul trecut, dacă vă aduceți anul.
Problema este extrem de importantă pentru domnul Medicinale și v-a spus punctul meu de vedere. Poate că cultura franjelor medicinale este mai ușoară și mai complicată decât cultura altfel. Poate că suprafețele nu concurează cu suprafețele. Însă, planta medicinală este planta care asigură maximizarea veniturilor prin adaus, pentru că pot să o condiționez să vând suport ca fermier. Să vând sub formă de ceai în pungă, nu sub formă de saci către prafar, nu iertați prafar, nu iertați colegii care lucrează în domeniu. Deci ca fermier am condiționat și să valoritic, să cresc valoarea adăugată. De asemenea, tot ca fermier nu este cine știe ce complicat, să scot din ele uleiurile eterice cu instalații de mică capacitate. Îmi dau și de lucru nevastă-mea, îmi dau de lucru și mie și cred valoarea adăugată. Eu cred că astea sunt problemele interesante de dezvoltare rurală care sunt trase de cultivarea plantelor medicinale, trase după ele, maximizarea veniturilor, maximizarea valorii adăugate și, bineînțeles, creșterea nivelului de tehnicitate a fermierilor români, care ajung să pună în piață produse scumpe, valoroase și nu numai greu și porumb pe care băieții din altă parte îi vor așa, nativ, neprelucrat. Mulțumesc frumos! Felicitări! O felicit și eu pe Iuliana pentru lucrarea prezentată. Dacă mai sunt discuții, domnul profesor? Da, mai e o completare. Înainte de a felicita inițiativa de a lua din nou în seamă această cultură, ea, într-adevăr, cum spunea și domnul președinte, se cunoaște de cel puțin 30 de ani. Dar a fost studiată mai puțin la noi. Am avut-o pe vreo jumătate de decat, în anii 1974, făceam extracții de uleiuri volatile, cum mai utilizam și în anumite rețete terapeutice, însă n-a fost pusă la punct cu tehnologie. Și legat de chestiunea asta, ar fi interesant să urmăriți ca să știți exact care e cel mai potrivit moment de semănat, ar trebui să urmăriți momentul când apare sambulastra în primăvară. Ai pute da 10-15 zile înapoi și cam ăla este, ea știe foarte bine și făcând asta câțiva ani, o să vă dați seama cam pe unde ne aflăm cu epoca optimă de semănat. Ea nativ știe când să trece. Și ar fi, cred că, un fel de ușurare. Sigur că are foarte mare importanță și cantitatea de herba, dar cred eu că, mai ales cantitatea de ulei, care ar fi interesant de studiat și la diferite densități, la diferite epoci de semănat, pentru că ea este cu preponderanță cultivată pentru uleiul volatil, deosebit de fin, deosebit de util, mai ales în industria parfumurilor și a cosmeticii. Dar, sigur, are și valențe terapeutice, dar are încă e un orizont deschis și o portiță deschisă pentru a studia această plantă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor. Dacă mai sunt alte discuții, doamna doctor inginer Hadina Cătălina de Buțu. Vă felicit pe colegii mei care au implementat cu succes acest proiect. Legat de lucrurile de semănat, vreau să spun domnului președinte că eu le-am ales și eu le-am împovărat pe ele cu aceste epoci. Eu am făcut proiectul și planul de activități acolo. Dar, iar legat de producția de hierba, în anii buni, la fel ca la cultura Busuiocului, se pot obține două producții pe an. Și probabil colegele mele, în anii respectiv, au obținut două producții, două recolte, mă simt. Da. Cam atât, să spun, să mulțumim pentru că mi-am și să mulțumim pentru toată echipa de calaboratorul din planul de Vișinare. Să știți că ne-a dat o idee colosală pentru niște probleme mari pe care le avem în această dată. Culturile copeitoare și culturile verse. Din ce le facem? Și e posibil că astfel de plante, cu valoare economică, să poate fi aduse în un astfel de plan. E importanță majoră, inclusiv în sistematică, vinii. Mai multe probleme este tocmai asta.
Și este o idee excepțională a plantelor care merg în cultură succesivă sau nu pot repeta în cultura anuală, trebuie perioadă de sute de vegetație. Cu condiția să fie întâlnită o perigă, acea a debușeului, a librării. Dacă nu găsești unde să le vinzi, poți să produci cu sute de tori. Dacă mai sunt alte discuții, întrebări? Dacă nu, trecem la următoarea lucrare. Iată, venim și la o lucrare din domeniul protecției culturilor, intitulată Cercetări privind cunoașterea entomofaunei dăunătoare din culturile de art murariu, lucrare care va fi prezentată de colega noastră, doctorant inginer, Georgiana Roxana Marghiar. Georgiana, poftiți! Bună ziua! În continuare vă voi prezenta unele rezultate privind cunoașterea entomofaunei dăunătoare din culturile de art murariu. Arbural este o specie anuală, iepacee, cu tulpina erectă, scunzele clate, ruceoase, mozaicate verde poal, sesele și amplexicaule, cu nebuni de terminare la marginea râului cu unghii de râd. Locul este o arhenă cilindrică, terminată cu impactus. Specia este originară din bazinul asiatic, al Mării Mediterane, unde crește flora spontană. Se cultivă în Italia, Franța, Ungaria, Polonia și alte țări europene. În țara noastră, cele mai favorabile zone sunt Câmpia Română, Câmpia Tijului, Câmpia Jijiei și Abatului și în zona centrală a Pădușului Central Moldovenesc. Anuralul se cultivă pentru fructele sale, care conțin sli marină, un compus specific insolubil în apă, cu proprietăți hepatoprotectoare. Producțiile medice semințe sunt cuprinse între 600 și 1200 de kilograme la hectar, dacă recoltarea se realizează, 90% din inflorescențe sunt uscate. Întârzierea recoltatului atrage după sine pierderi de semințe, care se împrăște ușor datorită prezenței faptului. Pierderi de producție sunt produse în mod frecvent și de o gamă largă de dăunători specific și polifagi. Lucrarea de față se prezintă date cu privire la identificarea entomofaunei dăunătoare din culturile de armulariu în condițiile din centrul Moldovei. Cercetările au fost efectuate în grupul experimental al Laboratorului de Plante Medicinale și Aromatice de la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni. Colectarea materialului biologic s-a realizat cu ajutorul capcanelor îngropate de tip albăr, sondaje la zbor utilizând rama medică și prin posibil cu ajutorul creierului entomologic. Colectările și determinările s-au efectuat de cadat, începând de la răsăritul plantelor și până la reportarea acestor. Pentru fiecare specie identificată s-a calculat parametrii ecologici, cum sunt abundența, constanța, dominanța și indicele de semnificație ecologică. În urma determinărilor efectuate, s-a constatat că entomofauna dăunătoare din culturile de armurariu a fost constituită din 28 de specii, totalizând cu un număr de 702 exemplare pe metru pătrat. Densitatea medie a variat de la 2 colonii pe metru pătrat la speciile Apis fave și Macrosomia samorbi până la 377 de exemplare de frunză la specia de Tranicus pulp. Speciile colectate au fost încadrate în diferite ordine sistematice, astfel că 11 specii au aparținut ordinului Coleoptera, 6 specii ordinului Lepidoptera, 4 specii ordinului Ortoptera, câte 3 specii ordinelor Heteroptera și Homoptera și o specie ordinului Acar. Ponderea cea mai ridicată după numărul de specii colectate s-a înregistrat la ordinul Coleoptera de 39%, iar cea mai scăzută pondere s-a înregistrat la ordinul Acar de 4%. După numărul insectelor colectate, ordinul Acar a înregistrat cea mai ridicată pondere, de 53%, fiind alcătuit din 377 de exemplare. Cea mai scăzută pondere s-a înregistrat la ordinul Ortoptera, de 3%, fiind alcătuit din 22 de exemplare pe metru pătrat. În funcție de evoluția plantelor de cultură, cel mai ridicat
registrat număr de exemplare pe metru pătrat de 293, s-a înregistrat în faza a treia, reprezentată de fazele de alungire a turbinii și împovocire, iar cel mai redus număr de exemplare s-a înregistrat în faza a cincea, reprezentată de maturarea semințelor și anume 27 de exemplare pe metru pătrat. Calculând parametrii ecologici pentru fiecare specie dăunătoare în parte, s-a constatat că abundența a variat între două exemplare la speciile Apis fade și Macrosifoniela samordi și 377 de exemplare la specia Testranicus urtice. Dominanța a înregistrat valori cuprinse între 0,28% la speciile Apis fade și Macrosifoniela samordi și până la 53,13% la specia Testranicus urtice. Constanța a registrat valori cuprinse între 16,6% la specia Poetira pula și 66,6% la specia Apiotes structuratus. Indicele de semnificație ecologică a variat de la 0,05% la speciile Apis fave și Macrosifoniela samordi până la 30,9% la specia Tetranicus urtice. Speciile colectate au fost împărțite și pe diferite clase de dominanță, astfel că 11 specii au fost subrecedente, 9 specii recedente, 4 specii subdominante, 3 specii dominante și o specie eudominantă. Cea mai ridicată pondere s-a înregistrat la speciile subrecedente de 39%, iar cea mai scăzută pondere a fost înregistrată de speciile eudominante de 4%. În funcție de distribuția entomofaunei în diferite clase de constanță, s-au înregistrat 11 specii accidentale, 15 specii accesorii și 2 specii constante. Cea mai ridicată pondere a fost înregistrată de speciile accesorii, de 54%, urmată de speciile accidentale cu o pondere de 39% și de speciile constante cu o pondere de 7%. Valoarea indicului de semnificație ecologică, 21 de specii au fost accidentale, 6 specii accesorii și o specie caracteristică. Cea mai ridicată pondere s-a înregistrat la speciile accidentale de 75%, urmată de speciile accesorii cu o pondere de 21% și de speciile caracteristice cu o pondere de 4%. În concluzie, fauna dăunătoare din culturile de sine cu marianum a fost absorbită din 28 de specii și a totalizat 702 exemplare pe metru pătrat pe întreaga perioadă de vegetație a planetei. Cea mai mare densitate a insectelor colectate, de 293 exemplare pe metru pătrat, s-a înregistrat în fenofazele de alungire a turbinii și îmbobocire. Insectele colectate s-au încadrat în ordinele sistematice Coleoptera, Lepidoptera, Ortoptera, Heteroptera, Homoptera și Acari. Câteva aspecte din grupul experimental al laboratorului de plante medicinale și aromatice. Vă mulțumesc să mă faci cu mine. Și noi mulțumesc pentru prezentarea făcută. Rezultatele aparțin proiectului de cercetare ADEP, derulat în perioada 2015-2018, proiect care a avut una din activități, elaborarea tehnologiilor de cultivare a speciei Sidicum Marian. Și sigur, pe partea de protecție, au rezultat și parte din rezultate care au fost prezentate astăzi în lucrarea de față de către colega noastră, Roxana Georgiana Marghiori. Dacă sunt întrebări, domnul președinte. Prima întrebare, în ce domeniu își face doctorat? Etologie, da? A doua, dacă ați făcut și evaluarea gradului de dăunare realizat pe grupele S-a făcut
Deci, în perioada în care noi am făcut observațiile și determinările, Georgiana nu era angajată a stațiunii noastre. Ea lucrează în cadrul laboratorului de protecție a plantelor, lucrează la stațiune din anul 2018, din august. A fost angajată prin derularea unui proiect de cercetare în cadrul programului proiecte complexe derulate cu UIF-SCDI București. A fost angajată Georgiana și încă o altă colegă și sigur noi după aceea ne-am făcut contract pe durată nedeterminată. A rămas angajată în cadrul laboratorului de protecție a plantelor, este doctorandă la entomologie în cadrul Universității pentru Științele Vieții din Iași. Dar, revenind la întrebarea dumneavoastră, s-au făcut observații și determinări privind atacurile produse de insectele dăunătoare prezentate aici. Am văzut că structura entomofaunei este destul de bogată, 28 de specii, totalizează 702 exemplare pe toată perioada de vegetație. Sigur că atacurile cele mai indicate se înregistrează în perioada de germinare a semințelor, formare a primelor frunze, după care, chiar dacă abundența este destul de ridicată, frecvența atacului este redusă și nu se înregistrează pagube peste pragul economic de dăunare, încât să se impună măsuri specifice de protecție a plantelor. Și atunci, în faza de răsărire și formare a rozetei de frunze, atacul poate fi ușor diminuat, sigur, prin tratamente chimice pe vegetație, în cazul culturilor însămânțate în condiții de agricultură convențională. La agricultură verde sau culturile verzi, diminuarea densității populațiilor și a atacurilor este puțin mai dificil de realizat, dar sigur, prin respectarea. A fost foarte important de prima întrebare. De ce? Pentru că aici, la Secuieni, este o adevărată școală de entomologie, de protecție. Asta înseamnă cântăriță această școală și acest este lucrul cel mai bun. Lucrarea este deosebit de valoroasă și mai ales să nu va pierdă un tânăr care vine să ducă mai departe o misiune care nu joacă. Și să știți că la protecție, domnule președinte, mai avem o colegă care acum ne face poze și a susținut teza de doctorat la sfârșitul lunii martie 2022, tot la entomologie. Deci, zicem noi că dezvoltăm școala. Este una dintre cele mai importante chestiuni de organizare, refacerea tuturor cea mai specială dată, laboratoarele de protecție a plantelor. Care eu nu pun problema cum au fost desfințate cu animale. S-au adus într-o zonă de neimportanță. Cred că de aici pornesc soluțiile pentru fermieri noștri. Nu pot veni din o anumită posibilitate comercială. Iar cât să vină din realism. Și atunci aceste colective pot să fie întâlnite. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, să duc ideea până la capăt, să nu-i supăr pe ceilalți colegi din activitatea de cercetare și dezvoltare a stațiunii Secuieni, întreg colectivul este tânăr. Eu sunt cea care, eu știu, cumva schimb media de vârstă aici și eu am mari speranțe pentru că întreg colectivul de tineri ai stațiunii Secuieni este un colectiv, zic eu, bine pregătit și serios și eu contez pe perseverența colegilor în activitatea de cercetare a stațiunii Secuieni. Dacă poftiți, domnule președinte. Informarea mea, că nu sunt participat la primul domeniu, dar am văzut acolo niște grafice care printre care unele elevau numărul de dăunători pe metru pătrat. Exact. Și am văzut 293 la tetranicus și 2-3 exemplare la, să zicem, o prat, un sablozul. Exact. Dar nu cred că pot fi comparat.
293 de exemplare de tetanicus nu fac în total greutatea unui adult de opacul sabrosul, de exemplu. Cum se cuantifică chestiile astea? Gradul de dăunare, gradul de dăunare, sau care trebuie luate care le bande? Că nu numărul lor contează. Sigur. Dacă pragul de redăunare este diferit de la o specie la alta și este diferit tocmai datorită atacului pe care îl produce fiecare din specii și a momentului când atacă planta de cultură. Dacă la o patru sabulosul ne ducem cu o densitate mai mare de 4 exemplare pe metru pătrat, deja acolo avem palube importante și trebuie să intervenim pentru limitarea lor. La tetanicus urtice, sigur că sunt acei acadieni care se găsesc pe dosul frunzelor, care înțeapă și sub sucul celular și prin recoltarea plantelor și estimarea la metru pătrat s-a ajuns la densitatea menționată în tabelele de față. Însă, pericolul și atacul nu poate fi comparat cu cel al speciei pe care dumneavoastră ați menționat. Nu pot fi pus în același grad. Exact, exact, exact. Bun, s-a prezentat o lucrare referitoare la entomofauna dăunătoare în cultura respectivă. Pe întreaga perioadă de vegetație. Da. Dacă mai sunt discuții, întrebări, este timp de determinat anul acesta, până la finalul proiectului. Da.
Credeți pentru agricultorul care cultivă plante medicinale și scuzați de expresie mea care stă pe soarele ăsta florind, făcă un fruș excepțional. Este excepțional. Și pentru laboratoarele de cercetare. Cazul nostru. Deci se scutește foarte multă forță de muncă manuală. Problema mare la medicinare, haideți să zicem că e cea tehnologică. Marea problemă este recoltarea. Sau și mă gândesc că la perioada 5-6 trece, așa mai departe, și poate în perioada asta caniculară, pentru că altfel n-ai cum altă pieță. Și atunci, după părerea mea, este realitatea medicinare. De fapt, cred că v-am spus, am trecut că ați prezentat la asta. Doamna doctor Daniela Mucariu. Ce înseamnă creșterea scăzută în stațiune? Că am vrea să acestionezi. Ca să vă spun sincer, nu am calculat un preț de cost pentru acest model dotat și cele două de conjuntări. Pe niște contracte de colaborare, premierii ne-au cerut echipa pentru recoltarea la poate, pe care l-am realizat cu cositoarea cu cuțit pur, dar de dimensiuni mai mici decât aceasta, adică aceea având un metru pe ar, da? Deci lățimea de lucru fiind de 90 de milimetri. Și echipamentul a fost în jur, a plecat de la 3500 de euro. Poate să vi se pară mult, însă noi suntem, cum să spun, institut ca și dumneavoastră și avem alte regimuri de... Dacă ar fi fost un agent economic care să-l producă, măcar într-o serie limitată, cu siguranță prețul ar fi fost mult mai mic la vremea aceea. La vremea aceasta, nu pot să vă garantez, pentru că prețul materialelor, mai ales a profilelor metalice folosite, deși nu sunt cine știe ce, pentru acest echipament, a crescut foarte mult. Comparativ cu mașinile destinate suprafețelor mari, care sunt de la 15.000 de euro în sus pentru recoltat la bandă, dar trebuie să ai și suprafețe de la 4 hectare în sus, cel puțin, ca să, cum să spun, să se amortizeze o astfel de investiție. Cred că sunt puțini fermieri care cumpără mașini de mari capacități în România. Poate în alte țări, aici mai greu. Dar și eu, când e o zonă, la mine în țară, nu vrei să scopa. Poftiți? La mine în țară, de fabricare asemenea, asemenea echipamente, nu se prea fac. Sigur, asta a precizat și doamna. Sigur. Da, echipamente aduse din străinătate. În România nu prea mai există agenți economici care să facă mașini agricole. Aici este marea problemă. Da, general acest lucru aici, pe partea aceasta. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, discuții? Dacă nu, conform programului, ar trebui să urmeze o lucrare intitulată Trecut, prezent și perspective privind structura plantelor medicinale și aromatice la stațiunea de cercetare de dezvoltare agricolă Medicinale. Din păcate, însă, eu nu am văzut să se fi conectat colegii de la Brăila. Ca tare, este o lucrare elaborată de un colectiv de cadre didactice de la Universitatea pentru Științele Vieții din Iași, care nu a fost trecută în program, dar la solicitarea domnului profesor universitar Teodor Robu, sigur că în continuare prezentăm lucrarea colectivului de la Universitatea pentru Științele Vieții din Iași. Stimați organizatori, aș numesc Rotunde de Cultura Plantelor Medicinale și Aromatice, abordări, rezultate, perspective, distins auditoriu. Vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită de a participa
și de a avea numeroase lucrări interesante cu informații utile, cât și pentru a prezenta câteva considerații privind utilizarea unor specii de plante medicinale ca adjuvanți în tratamentul bolilor provocate de coronavirus SARS-CoV-2. Coronavirusurile fac parte din familia coronavirilor, care includ 4 genuri, Alpha, Beta, Gamma și Delta coronavirus. Denumirea de SARS-CoV-2 provine de la inițial de cuvântului sindrom respiratoriu acut sever. Co provine de la latinescul corona, care înseamnă coroană sau valon, iar de la virus. Alcătuirea coronavirusului. Coronavirusul este alcătuit într-o moleculă lineară de ARN, care împreună cu proteina M formează nucleocapsida helicală dintr-o hemaglutină esterază M și dintr-o proteină membrană N și dintr-o proteină S sau spike. Ciclul viral al coronavirusului, virusul intră în organismul gazdă, se leagă de receptorul celulei din subunitatea S1 a proteinei spike, își schimbă conformația proteinei virale spike, după care urmează fuziunea virală cu celula gazdă din subunitatea S2 a proteinei spike. Ulterior are loc mutarea nucleocapsidei virale în celula gazdă și liberarea conținutului viral. În următoarea etapă se produce replicarea, transcriderea și translația ARN-ului viral, biosinteza proteinelor în citoplasmă și exportul particulelor în spațiul extracelular. Datorită ciclului viral al coronavirusului, are loc eliberarea de material infecțios nou și se produce transmiterea comunitară, iar din această cauză este utilă purtarea măștii care scade cantitatea de material viral degajat în atmosferă. Perioada de incubație a coronavirusului este între 5, 6 zile și 2 săptămâni. Testarea periodică are rolul de a diminua rata de infectare cu SARS-CoV-2. Simptomele frecvente sunt reprezentate de către febră, tuse uscată, pierderea gustului și a mirosului. Simptomele grave sunt reprezentate de către dispneie, durere toracică și incapacitatea de a vorbi sau mișca. Răceala și COVID-19 prezintă numeroase simptome comune, însă prezintă și unele particularități pe baza cărora poate fi realizat un diagnostic orientativ. Astfel, răceala prezintă ca și simptome frecvente durerea musculară, durerea de gât, nas profundat, iar ca și particularitate prezintă dinoreea. Dispneia este caracteristică doar bolii de COVID-19, iar în cazul gripei apare frecvent oboseala, durerea musculară și durerea de cap. În cazul COVID-19, simptomele caracteristice sunt reprezentate de către febră și tuse uscată. Persoanele vulnerabile la infecții severe de COVID-19 sunt cele în vârstă și cele cu afecțiuni medicale preexistente. Conform site-ul accesat pe data de 16 iulie, ora 8:30 după mijlocul limbii de referință, numărul total de cazuri de coronavirus la nivel mondial s-a apropiat de a depăși 1,5 miliard, iar numărul de morți s-a apropiat de 6,5 milioane. În România, numărul total de cazuri este aproximativ 3 milioane, iar mortalitatea este de 3.468 la 1.000.000 de locuitori. În Republica Moldova, numărul total de cazuri este de 520.321, iar mortalitatea este în jur de 2.800 la 1.000.000 de locuitori. Țara cu cea mai mică mortalitate este Norvegia, și anume 636 morți la 1.000.000 de locuitori.
Ca și tratament, au fost elaborate mai multe vaccinuri care sunt cunoscute. Un aspect interesant este faptul că vaccinul împotriva poliomielitei, elaborarea sa a durat în jur de 60 de ani, omologarea vaccinului împotriva ebolei a durat în jur de 15 ani, iar împotriva SARS-CoV-2 a fost descoperit un vaccin după un an, un an și jumătate. Iar pentru SARS-CoV-1 și MERS, după 17 ani și respectiv 6 ani, nu a fost elaborat încă niciun vaccin. Pierderea gustului și a mirosului pot fi simptome caracteristice bolii de COVID-19. Acestea sunt provocate de către microbii orali Streptococcus pneumothorax și Porphyromonas. Streptococcus gordoni poate provoca producția de citochine. Astfel, infecția cu microbii enumerați anterior afectează echilibrul statusului imun și măresc riscul de pneumonie secundară. În acest context este utilă utilizarea de plante medicinale pentru sănătatea orală, că pun funcție de mentă, de pătlagină, de salvie, tulpini de cimbru, lucernă și flori de lemănțică. Plantea officinalis, datorită efectelor farmacologice, poate juca un rol în tratarea simptomelor de COVID-19 și anume tratând pusea uscată. Extractul metanolic de verbascum caspus are o activitate antiherpe și antigripală și poate fi totodată util în tratarea unelor simptome provocate de virusul SARS-CoV-2. Malva silvestris are un exercită un efect calmant asupra tractului respirator și este de asemenea utilă în ameliorarea unor simptome provocate de SARS-CoV-2. Infuziile și decocturile de frunze de pătlagină pot fi utilizate pentru a trata bolile de broncopulmonare expectorant și pentru îmbunătățirea funcționalității mucoasei bronșice și alveolelor. Aceasta permite utilizarea pătlaginii în tratamentul infecțiilor de coronavirus și a pacienților supuși reabilitării. Au fost publicate numeroase studii privind eficacitatea pelinului, peliniței și a artemisiei annua în tratamentul COVID-19. Însă acestea ar trebui susținute de către cercetări mai aprofundate. În concluzie, unele specii de plante, precum Altea officinalis, Malva silvestris, Plantago major, Verbascum daspus, Tricipul de labra, Artemisia annua, Echinacea, au demonstrat efect antitusiv mai pronunțat în pusea uscată, fapt pentru care consideră că ar putea fi o alternativă pentru atenuarea suferințelor bolnavilor de COVID-19. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Da. Și noi vă felicităm, mi-a plăcut în mod deosebit modul de prezentare a lucrării, lucrarea, fața, mai ales că am văzut că domnul referent este student în este student în anul 3 la noi, pregătește și lucrarea de licență în cadrul disciplinei de plante medicinale, dar este student și la medicină. Și de aceea s-a lăsat un pic mai mult efectul este combinație pe segmentul SARS-CoV, un virus la modă, să spunem așa, care trebuie combătut prin orice mijloace. Sigur că nu sunt plante cu tipul de panaceu universal, dar pot ameliora adjuvant aceste afecțiuni pe care le provoacă acest teribil virus. Felicitări, foarte frumos prezentat, foarte bine documentată lucrarea. Dacă sunt întrebări, domnul președinte, vă rog. Vreau să spun întrebări, dar aș vrea să spun altceva. Abordarea este de o actualitate extraordinară. În primul rând, există teme de cercetare, chiar teme post-doctorat, care atestă clar că ulei volatile și extractele de principii active din plantele medicinale și ulei enterice blochează dezvoltarea bacteriilor și a virusului din lumea vegetală. Ori dacă sistemul de virusuri din lumea vegetală este blocat de către anumite facțiuni de ulei volatile, cred că cercetarea merită să continue în ceea ce privește virusurile care sunt prezente
cu afecțiuni în corpul uman și animal. Și cred că e o cercetare de mare viitor. Eu vă feric sincer și cred că unul dintre domeniile cele mai importante de abordat este cea legată de principiile active și mai ales de uleiul regulatile și fracțiunile care sunt conținute de ele volatile grupe. Pentru că nu toate sunt cu acțiunea de blocaj. Unele au una cu o altă acțiune. Dar există clar la această dată fracțiuni sau substanțe care blochează efectiv dezvoltarea unor agenți patogeni, de care bacterii și virusi. Și e o lucrare excepțională. Care o să vedeți, o să fie cu viitor. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu, iată, ne apropiem de finalul programului primei părți și o invit pe colega noastră, doctor inginer Diana Bateu-Rusu, de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, pentru a ne prezenta cartea elaborată și editată, intitulată Atlasul plantelor medicinale și aromatice. Plante medicinale și poate fi util
De ce nu celor care valorifică oarecum aceste plante, cei care le colectează în scop didactic, estetic și lucrativ și, bineînțeles, poate fi un instrument deosebit de util în procesul didactic. Am descris 89 de specii de plante medicinale pe care le avem în colecție. În total avem 369 de probe, dar ca și specii doar 89, incluse în 24 de familii botanice, sunt atât din flora spontană cât și cultivată, ordonate alfabetic atât după denumirea taxonomică cât și după denumirea populară, pentru a fi cât mai ușor găsite în carte. Toate speciile, cum am mai zis, aparțin colecții. La fiecare specie am ales să punctez, să menționez ce am considerat mai important, bineînțeles, taxonomia, denumirea taxonomică. Am folosit sursele prin taxonomii pentru denumirea taxonomică, denumirea populară, răspândirea, descrierea, bineînțeles, a plantei, a semințelor, a organelor vegetale utilizate, utilizările și modul de recoltare și de semănare. Toate speciile le-am multiplicat în câmpul experimental al nostru, care este micuț, dar suficient pentru a mă descurca. Este însoțită și de un bogat material ilustrativ. Fotografiile sunt originale, realizate de mine, cu aspectele plantei din câmp, dar bineînțeles și imagini detaliate din laborator, referitor la fructele și semintele. Toate activitățile s-au desfășurat în perioada 2016-2019. Aici am ales două specii, anuraliu și mătăciunea, specii care deja au fost incluse în prezentările de dinainte. Le-am ales pentru a arăta, practic, m-am structurat cartea, câteva imagini reprezentative și câteva detalii care au fost foarte importante eu. Referitor la colecție, cum am zis, pe parcursul acestei perioade am reușit să multiplic 369 de accesii, material genetic care a fost colectat sau primit de la alte instituții de cercetare, stațiuni de cercetare din țară, care, bineînțeles, lucrează cu genul plasmă vegetal. De aceste care vreau să mulțumesc Institutului de Cercetare Dezvoltare Pândulea și, bineînțeles, stațiunii Secuieni, pentru că au contribuit pe parcursul acestor ani cu un număr considerabil de probe la plante de Suceava. Șantioanele sunt incluse în colecție, bineînțeles, în funcție de categoria de cultură și de alte aspecte. Din colecție aș putea menționa, pe lângă faptul că toate sunt conservate la plus 4 grade Celsius, am reușit să introduc la minus 20 de grade Celsius un număr 25 de accesii de la 30 de specii, dar cu timpul o să reușesc să le multiplic, să creez condițiile pentru a fi incluse toate în colecția de bază, pe termen lung. Dintre acestea, 68 de accesii de la 25 de specii au fost trimise la Svalbard și 123 de accesii de la 34 de specii sunt în colecția europeană aici. Câteva specii din câmpul de multiplicare. Înainte de aceea, aș vrea să specific faptul că pe lângă această activitate de documentare și de generare, mi-ar plăcea să extindem aceste activități la Banca de Gene Suceava. De ce nu? Să reușim să studiem influența factorilor de mediu asupra conținutului, în principii active, să lăgim oarecum studiile. Din păcate, nu reușim să facem acest lucru, dar sperăm pe viitor, poate vom reuși să avem aparatura necesară și, de știu, este deja inclusă în investiții anii viitori.
mulțumesc mult pentru atenție și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc doamnei director Rotunda pentru încrederea și suportul acordat de parcurs proiectului ADER și de asemenea directorului de proiect doamna Oana Măsar și colegilor care m-au susținut aici în sală și m-au susținut pentru a finaliza acest atlas și m-am încurajat foarte mult. Mulțumesc mult! Care știu de ce aveți emoții, dar de ce să aveți. Pentru că lucrați într-o instituție care, spun eu, e o adevărată bijuterie cu România. Dincolo de orice speculație care se face, rămâneți cei care sunteți la un vârf, care nu este ușor de atins. Așa că mergeți înainte, iar ceea ce ați făcut aici cu 68-69 de specii, spune că asta este un modest început. Până ajungeți la 1700, la 2000, la 2000, mai aveți mult. Eu sunt convins că le realizați. Și a doua, să știți că nu sunt păcate de popularizare. Merită să fie traduse în limba engleză și să meargă pe toate circuitele, ca să se vadă ce avem la această dată în țară. Eu vă recomand și așa, sigur că este interesant să faceți studiile legate de compoziția chimică. Dar nu ne vând după cei de pe la Buzău sau de pe nu știu pe unde, care vor să modifice genomurile la banca de genuri. Noi avem acolo de conservat ceea ce găsim în natură. Asta este principala noastră pasiune. Și ceea ce faceți dumneavoastră, faceți bine. Inclusiv relațiile din sistemul internațional, legat de ce înseamnă băcile de gene și ce înseamnă adevărata gestiune în domeniul biodiversității. Și știu ce spun. Da? Și faptul că doamna director Silvia Străjeanu, cred că săptămâna trecută a fost la Malmă pentru o discuție pe problemele acestea de băi de gene și există acum o ofertă venită din Norvegia, chiar într-o colaborare cu ambasada noastră, pentru cei care își cred că am trimis câte stațiuni, cei care vreți să trimiteți specii sau din colecțiile noastre acolo, nu este niciun fel de probleme și aveți tot sprijin. Dar eu vreau să accentuez aici pentru că se speculează foarte mult. Nu știu câte bănci de gen am putea ține noi în România. Dar trebuie să ținem una și bună. Și cu o echipă care să fie cu adevărat recunoscută și în același timp să se impună cu ceea ce produce și ceea ce face aici în România. Și cei de la banca de gen sunt cea vă faceți bine. Vă asigur că o faceți bine. Eu am văzut bănci de gen majore, mari, la Icarda din Rusia, la vremea când ea funcționa la nivelul cel mai înalt și alte câteva vremea de mine și suntem încadrați acolo cu tot ceea ce este la Suceava. Iar ceea ce ați început și ceea ce facem în cadrul Academiei, vă spunem că sunteți prioritatea absolută. Și atunci așa înțelegem de altfel și pactul verde european și ceea ce înseamnă grija față de biodiversitatea noastră. Și aveți toată zona din România de a colecta în continuare și am înțeles că mi-ați o rezervă de circa 27.000 de locuri în interiorul băncii, așa că noi nu ne putem plânge că nu avem unde să depunem aceste materiale. Iar o bancă de gene este ceea ce spuneați aici, cu niște parametri pe care nu poți atinge chiar o lume. Dacă va fi nevoie odată, dar sperăm să ajungem acolo, va fi și care de extindere și sunt convins Academia de Științe Agricole, împreună cu Academia România, pentru că dumneavoastră sunteți o instituție care puteți merge foarte ușor cu zona Academiei Române, să poată să gestioneze foarte bine acest imens patrimoniu pe care îl are România. Iar aici, repet încă o dată, cartea este organizată impecabilă și din punct de vedere iconografic, dar în același timp este o deschidere pe un domeniu fantastic. Două vieți pe care ca să puteți atinge tot ceea ce avem în această țară în domeniul acesta al plantelor medicinale, cu utilizare farmaceutică, nu mai vorbim de condimentare și toate celelalte. Încă o dată felicitări sincer. Dar aș vrea să spun câteva cuvinte despre manifestarea dacă permite doamna director. Eu, în primul rând, vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Deci o spun cu voce tare,
Și pentru cei care comentează sau comentează altfel, stațiunea Secuieni nu este o unitate oarecare în această parte de țară. Și dacă este la nivelul la care este și la ceea ce se întâmplă, aproape în fiecare an, indiferent de condițiile în care lucrăm și nu lucrăm în condițiile cele mai bune, mi se datorează echipei de aici de la Secuieni. Și țin bun să vă spun și să vă mulțumesc public pentru tot ceea ce ați făcut și ce faceți. Și din punct de vedere al activității generale a stațiunii, dar și din ceea ce înseamnă activitatea științifică și ceea care duce spre transferul de cunoștințe pe domenii pe importanță majoră. Chiar ceea ce ați preluat, materialul de ameliorare la digitare, vreau să vă spun că avem, de pildă, toată sămânța care se duce la lovi în Banan, toată pleacă în Italia, de tipicare. Toată sămânța de ovăz de toamnă, toată pleacă în Italia. Deci începem să ieșim în piața internațională. A doua, faptul că țineți pasul și mergeți în paralel sesiuni plus publicații, este un alt element care trebuie să dea și să controleze o activitate extrem de serioasă de la statul meu de la Secuieni. Și cred că și în colaborarea care este de an bun cu Universitatea de la și are este un pas înainte, pentru că noi nu ne ducem separat. Chiar am observat aceste parteneriate care le aveți făcute aici. E bine că merg inclusiv cu Institutul de Mecanizare. La început nu prea am văzut eu unde se bate, mai ales când mă uitam peste recrutant sectorial, dar este un lucru bun pentru că noi trebuie să ne pregătim nu numai de ce înseamnă agricultura mare. Și acest echipament pe care l-ați adus azi aici este o realizare excepțională. Pentru că să uităm că pe suprafețe, nu știu, am spus în situația respectivă la disciplina de litotehnie, chiar în primul an, când am dus asistent, se reflectesc cu secere sau cu coasa și cu tumea, ca să păstrești forma tufelor, mai ales la lavandă și după ce depășești un an sau doi, cu formarea tufelor, în care aceste echipamente sunt extrem de bine venite. Pentru că unul dintre domeniile pe care noi le-am neglijat și le neglijăm în continuare, este această agricultură mică și mijlocie. Și cine vrea să vadă conceptele sănătoase, citiți-mi, vă rog, pe Constantin Galofit, ce a scris în 1929 despre structurile agricole în România. Și atunci ne întrebăm de ce unii vor să schimbe într-o anumită doar ca să ne găsim în dreapă. Deci trebuie să revenim la sistemele care constituie, de fapt, zidul. Cărămida, piatra, dar important este mortarul dintre ele, dintre cărămizi, care trebuie să producă toată construcția noastră. Iar sistemul de cercetare, și aș dori că și el a venit de la o situație care pentru mine este paradoxală, într-o țară în care din 90 se încearcă distrugerea la ceea ce înseamnă elementele de esență ale interesului public, n-aș spune al statului român. Modul cum s-a gestionat pământul la o stațiune de noastră la Bisi Sanusău. Am ajuns să găsim deputari care sunt implicației în încălcarea legilor fonduri funciar, să conducă acum și să reproșeze că dacă nu v-ați apărat cum trebuie, ce trebuie să apărăm? Să apărăm în instanță interese majore ale societății românești, e o cale, asta nu este, nu o se pare. Și au loc toți ceilalți din jur. Și aici, la Secuieni. Și amintesc că știu bine situația încă din anii 90. Atenție, pentru că stațiunea Secuieni, alături de alte câteva stațiuni aici, din zona Moldovei, este teribil de importantă pentru ceea ce tot ce înseamnă sistemul de agricultură al Moldovei. Așa cum universitatea, așa are lovii. Și mă bucur când apar aceste comunicări și mai ales o generație tânără. Aveți încredere, stimați colegi, că este un domeniu de afirmare colosal. Dar pentru asta trebuie să aveți curajul să ieșiți. Ieșiți în public, să vă fie teamă. Este prima, poate ca cei care conduc un fel de revoluție. Fiți stăpâni și vorbiți de realizările voastre. Dacă sunteți stăpâni pe ele. Nimeni n-are curajul să vorbească dacă citește de la acțiune. Sigur, e documentarea. Dar când le-ai făcut, când ești convins că ele sunt așa și mai ales tehnologii,
sau ai crezut, ai făcut analize precise, care trebuie publicate cu curaj. Și nimeni nu poate contrazice niciodată. Dacă rețineți în dumneavoastră, așa, ca discret, în laborator, sau le mai prezentați din când în când la o lucrare, nu mare lucru ați făcut. Și eu mulțumesc mass media și ce face inclusiv Radu Iași, am văzut aici, este de la doamna Cotea, mereu prezentă, este aproape la toate evenimentele agricole. Este un mod de a vă prezenta cu ceea ce faceți. Și eu sunt convins că în anii următori, așa cum iată s-a prezentat această excelentă lucrare de la Banca de Genere de la Suceava, vom veni cu extrem de multe lucruri. Felicitări Diana și toată stațiunea și pentru ce realizați în domeniul cânepii. Și o să vedeți că nu ne oprim numai la ce înseamnă planta textilă sau sămânță. Sunt și acolo multe chestiuni de făcut, uleiurile volatile și toate celelalte din plante, canabinoide și restul, cum din coace în plantele medicinale, va trebui să găsim analizele de calitate și aici urmează o altă chestiune. Doamna, așa cum ați făcut în zootehnie, sperăm că acel proiect să fie dus până la capăt, iar este o chestiune de curaj. Că aveți și partea de prelucrare și prezență directă în fața consumatorilor, în domeniul plantelor medicinale, dumneavoastră se deschide o cale excepțională și prin abordarea unei probleme, pe care spunea și domnul Vazio aici, de prelucrare și chiar valorificare. Fie că este vorba sub formă de ceaiuri naturale, pentru că obțineți din tehnologii naturale, fie că mergem spre la extragerea unor principii active pe care apoi le puneți în vânzare, fie ca în materii bine sau nu se semne sunite și plinite. Dar vreau să repet și mă bucur că am dus la Cluj astăzi aici, vă rog și pentru cei 60 de ani de existență, să dea Dumnezeu să fie mult mai 60 de ani și trebuie să fie, dar în același timp pentru excelentele realizări și pentru profesionalismul pe care îl aplicați aici și transmitem mai departe colegilor din comunitate. Și o să vedeți că nu va fi de parte timpul când stațiunile vor fi elementul și centrul de informare pentru producători. A cam trecut problema consultanței comerciale. Ne găsim mereu în pas cu riscul major. Cu riscul de securitate alimentară, cu riscul de a fi mari producători, dar de fapt să ne găsim în criză, cum e cazul uleiului de floarea soarelui și alții. Pentru că nu ne gândim sistemele naționale, durabile, trainice, care să ne dea echilibru și nu ne pune în astfel de situații. Încă o dată, felicitări, aveți tot meritul și aveți toată susținerea din partea Academiei Masă. Mulțumesc, doamne, președinte! Sunteți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și susținerea pe care eu și colectivul Statului Secuieni le-am primit din partea dumneavoastră, din partea Academiei, de-a lungul timpului. Mulțumesc foarte mult! Doamna doctor Carmen Sebrencu, directorul științific al Centrului de Cercetări și Prelucrare a Plantelor Medicinale, Planta Vorel de Atrani. Nu aș fi vrut să vorbesc după domnul președinte Tabăr, aș fi vrut să vă las ultimul cuvânt, dar cred că ar trebui ceva puntat. Cred că prezentul și viitorul ar trebui să fie a activităților de cercetare interdisciplinară. Noi am demonstrat-o asta deja din anii urmă, în care în proiectele pe care le-am avut, ne-am cuplat ca și parteneri, având biologi, agronomi, biologi, medici, farmaciști, biochimiști, chimiști. Dar ca să putem reuși mai mult decât atât, trebuie întărit acest parteneriat. Fiecare dintre noi venim cu un cumul de cunoștințe, cu un bagaj experimental în urmă, cu un sistem documentar specific. Iar combinarea acestora nu poate duce decât la rezultate excepționale. Apropo de acest atlas, în care spunea și de dorința de a extinde studiul pe compoziție, există multe variante. Una din cele mai simple ar fi amprentarea. Amprentarea care poate duce cu cadră și cu studii genetice până la
interveni și a găsi fraude în produsul final. Pentru că se practică sistemul de fraudă, adică se introduce o plantă în locul altuia sau să foarte mult. Lumea nu mai știe exact ce e acolo. Deci, așa cum se vorbea de acest compartiment de protecția plantelor, cred că ar trebui ceva similar în ceea ce privește protecția consumatorului final din ceea ce privește autenticitatea plantelor medicinale care se regăsesc în diverse compoziții, protectă în mod special de cele de alimente sau suplimente alimentare și chiar în cele de origini de farmaceutice cosmetice sau verme cosmetice. Asta înseamnă că trebuie să ne cunoaștem mai mult ceea ce facem fiecare dintre noi și să apelăm și să încercăm să luăm și să partener cei care știu foarte bine să facă ceva înainte de a gândi să ne extindem noi activitatea. Că de multe ori asta se face cu bani mulți. Aveam un partener și am găsit proiecte astfel încât să ajungem la scopul de care dorim, mi se pare mai util. Cred că acest departament care avea și de la nivelul ministerelor, care, toate cele care sunt implicate în acest lucru, pentru a face asemenea sesiuni de proiecte și a participa, care să aducă în lumină toți acești specialiști care mai există în țară și am vrea să tragem și tine. Așa e așa. Noi vă mulțumim și noi pentru din partea planta vorbim pentru invitație și chestia de a veni de fiecare dată aici. Întâlnim oși colaboratori, poate viitor colaboratori, ne face totuna mare plăcere și felicitări pentru organizare. Laboratorului de plante medicinale și aromatice, unul din cele două câmpuri. Este câmpul în care toate speciile s-au cultivat în condiții de agricultură ecologică. Sunt în speciile în proces de multiplicare. Și tot aici avem și o serie de experiențe aferente proiectului ABER, care este în derulare. Doamna Marieta, aveți cuvântul. Da, deci cea mai mare parte a plantelor medicinale noi le recoltăm atât pentru sămânță cât și pentru hierba. Fenofazele sunt diferite, bineînțeles. Este o diversitate destul de mare în câmpul pe care o să-l vizităm. Această platformă, sortiment, a fost înființat în anul 2015. El de la an la an a fost reînnoit cu plante noi introduse în cultură, drept pentru care după ce le testăm în sortiment, noi le introducem în cultură și le studiem în cadrul la diferite proiecte de cercetare. În spate este o cultură de isop. Ea este, s-a făcut un experiment de recoltare în vederea obținerii de herba. Ce a rămas în continuare este lăsată cultura pentru obținerea de sămânță. Și să mergem încet să le trecem pe toate. Următoarea specie este negrilica. Este o specie folosită ca aromatizant. Se folosește în special la aromatizarea prânzeturilor și este foarte cunoscută. Nu numai aromatizant, mă scuzați, are saponovine care e absolut. O specie aromatizant. I-a urcat mingea la plasă, doamnei. Da, dar o lăsăm să ne susțină. Da. Următoarea specie din colecție este cipșorul. Deja s-a recoltat o primă recoltă pentru hierba în acest an.
aici, salvia officinalis. Așa e, salvia officinalis, jaleșul, denumirea lui populară. S-a recoltat de asemenea pentru hierba, o primă recoltă în anul acesta. Ulei volatil care conține camfor. Nu știu. Da. Camforul, chiar așa se numește, nu? Da. Noi nu ne-am specializat încă pentru extracție. Dar mai este o problemă care trebuie văzută. La salvia, când este o teză de doctorat, autoarea este cadrul didact lector acum la medicină la Timișoara. Orientarea rândurilor duce la dublare de conținut. Deci, aici, sigur, orientarea este spre este, nu? Est-vest. Ei, nord-sud este dublat conținutul de ulei. Și și raportul dintre tuionă și camfă, tuiona, care o mai găsim în felin. Da. Tuiona da. În unele state, numai că trebuie să fie conținutul cel mai mic, că peste un anumit prag, tuiona este neurotoxică, una dintre cele mai... Până, așa zic unii, dar unii zic și altfel. Da, unii zic și altfel, nu, dar adică să n-aibă cantitatea asemenea. Să nu fie mare, și în felin. Da, la fel, dar e ca și la... Asta cum se cheamă la Busiop, dacă cantitatea de metilcavicol, importantul, s-a trece, deja nu păi mai și e mentona, ok. Dacă o iau în concentrație mare, și mentona trebuie și sub 24 și mentolul cu cel puțin 50% într-un produs de calitate. Cu peniculul, aici e marea problemă, că multă lume îl cultivă, dar este varianta în România, din nefericire, în ultima vreme, a fost peniculul care are peste 24% în zonă și a neurotoxică, genotoxică, deci o mare diferență. Da, dar e formidabilă când e întâi la casă. Da, când, mai ales că noi îl punem în ceai pentru colici, domnul profesor, și la copii. La copii se pune. Se zice mărarul mare. Da, mărarul mare. Da, mai seamănă foarte mare. Are și la nasolul mare. Da. Însă... Da, el e mai apropiat cu voința timpului de nasol. Da, că avem nasolul amar și a nasolul dulce, dar noi l-am importat în Turcia, cel mai mare